Două conferințe de amploare au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în municipiul Roman, la inițiativa Fundației Episcop Melchisedec și Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Romașcanii au putut să-i asculte pe renumitul preot dr. Constantin Necula și pe academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici. Și vreau să îmi îngăduiți ca astăzi să vă pun la inimă, prin binecuvântarea mea preasfințitului, un gând pe care vreau să-l transformăm împreună nu în conferință, ci în țel de împlinit. Icoana Mântuitorului, nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este foarte amplă. Când intrați în biserică, și să vă rog acum să fiți mai atenți când intrați în biserică, să vă uitați foarte atent că acolo sunt o grămadă de personaje. Sigur că personajul central este bebelușul din centrul peșterii. Că știți că fără bebelușul ăsta așa mic în scutece, cu căcălici, cu ce are el acolo, ne-a fi în plus. Hristos n-a venit ca un alt fel de bebeluș decât ca bebelușii pe care îi știm. A păpat, s-a zucat, a zâmbit, a gângurit. Pentru că numai așa putea mântui bebelușii, asumându-i așa cum sunt, nu inventați. Astăzi îi mulțumesc în al preasfințitului că mi-a acordat binecuvântarea prin domnul director al centrului de episcopul Melchisedec să văd copiii de la o grupă de găgăniță. Le mulțumesc și doamnelor educatoare că m-au primit. Și acolo am constatat că Hristos zâmbește în continuare prin ochii copiilor. Au știut să cânte. Au știut să zâmbească. Ba chiar la un moment dat, trei mi-au adus o felicitare. Deci copiii nu pot lipsi din nașterea Mântuitorului Hristos. Praznicul nașterii Mântuitorului nu există în afara zâmbetului copiilor. Cine vrea să avem o biserică scorțoasă, apretată, la modă, fițoasă, cum ne-ar cere unii sau alții, trebuie să-și aducă aminte că pentru noi, importantă nașterea Mântuitorului Hristos, este această statură a unui bebeluș care e în progresie continuă, care crește tot timpul. Ce legătură aveți dumneavoastră cu Sfânta, cu Dumneavoastră Parascheva? Legătura mea cu Sfânta Parascheva se datorește în special mamei mele, Romașcană. Născut aici, crescut aici și care avea o devoțiune specială pentru Sfânta Parascheva. La capul ei era totdeauna icoana Sfânta Parascheva. Nu-i zicea Sfânta Parascheva, îi zicea Sfânta Vineri. Ceea ce era traducerea românească. Printre altele, ne-a învățat pe sora mea, că nu mai este pentru noi și pe mine, să avem o deosebită n-aș putea face venerație pentru această sfântă pe care o considera protectoarea Moldovei. Era ceva totul special. Bine, eram copii. Am fost educat religios încă de la vârsta copilor care i-am văzut aici. Am fost educat de părinții mei, am fost educat, că așa se făcea pe atunci, am fost educat de guvernantele pe care le aveam, și am fost educat de un personaj foarte interesant. De Monseniorul Vladimir Ghiga, care era un mare teolog, un mare cărturar, și care aparținea să bisericii catolice. Printre altele, ca un omagiu pentru Sfânta Parascheva, mama a construit o moară la Stolnici și a spus Sfânta Parascheva. Invitați au fost și membrii coralei ortodoxe Armonia din Constanța. La finalul fiecărei conferințe, invitații au răspuns la întrebările publicului.